Cititorul din Horpaz, cititorul din Horpaz, cititorul din Horpaz. Nu-mi place nebunia. Nici mie. Nici mie. Puțitică răbdare. Uită-te la ei acum. Alege un om. Alege un om pe oricare. Cel de acolo. Îl vezi. Cel cu capul gol. Îi știi părerea despre lume. Îi citești pe chip, în postură. Și totuși durerea lui că viața omului nu-i vreun chilipir ascunde adevărata bubă. Care e aceea că lumea nu face cum ar vrea el să facă? Nici până acum, nici de acum încolo. Așa stau lucrurile cu el și viața lui e atât de împotmolită în greutăți și s-a bătut atât de mult de la arhitectura ce-i fusese hărăzită, încât acum nu-i decât un bordei umblător nedemn aproape de a găzdui un suflet de om. Nedemn aproape de a găzdui un suflet de om. Poate spune un asemenea om că nu există niciun lucru răuvoitor chitit asupra, că nu există nicio putere, nicio forță și nicio cauză. Ce soi de eretic poate fi cel ce se îndoiește totodată de cauză și de cel ce se plânge de efectele ei? Poate crede că ruina existenței sale nu e determinată, că nu există zălog, nici creditori, că zeii răzbunării și cei ai milosteniei zac la olaltă adormiți în cripta lor și fie că le cerem socotelile ori distrugerea catastifelor, cu totul aceeași tăcere o vom primi și tăcerea asta va fi cea care va triumfa. Cu cine vorbește, omule? Nu-l vezi? Îmi place pasajul ăsta. Meridianul sângelui. O carte foarte profundă. Ediția de la Polirom din 2011. De Cormac McCarthy. Probabil ați auzit. El a scris și Nu există țară pentru bătrâni, care, după care s-a făcut filmul la celebru din 2007. Foarte bun filmul. Harold Bloom, sau Harold Bloom, da, Harold Bloom spune că e o carte extraordinară, poate cea mai bună carte care a citit-o, din ce am înțeles eu. Să nu spun prostii. Cred că da, cred că da. Sau printre cele mai bune cărți care le-a citit. E o carte foarte violentă. E o carte în care violența e un subiect în sine, în care cartea asta încearcă să afle de ce vrem noi violența, ce spune despre noi, de ce era atâta violență în vestul sălbatic. Povestea e în vestul sălbatic, când oamenii se împușcau, se omorau de la chestii foarte, de la chestiuni de onoare, de bani, ca și acum, sincer, dar na. Atunci, când ai un pistol și ai un cal, deja e simplu. Capitolele încep foarte ciudat, cu un fel de rezumat înaintea acestei, cu un fel de rezumat a ce o să se întâmple. Cum e asta? Prin prerie, un schimnic, o inimă de cioroi, o noapte furtunoasă, din nou spre vest, negustori de vite, bunătatea lor, fragmente despre ce se va întâmpla, deși cu, nu prea le respectă tot tipul, ca și cum îți dă niște așteptări ca să ți le încalci, ceea ce e perfect, e foarte bine asta. E romanul ăsta, Meridianul Sângelui, e vorba despre un grup de ucigași până la urmă, e vorba despre începe cu povestea unui tânăr care ajunge să umble cu acești călăreți conduși de Glanton, care e un om foarte, foarte plin de, cum să zic eu, e un capitan din ăla care scoate pistolul și imediat împușcă vreo 5 oameni, care e foarte bine înfipt, știe ce vrea. Dar nu personajul, el e cel mai interesant, ci judele. Personajul judelui e extraordinar. Nu știu cum a reușit să scrie un personaj atât de complex,
Judele e adevăratul lider al grupului care se mai împușcă cu câțiva indieni pe parcurs, la un moment dat se oprește, mai culege o floare de pe jos, o pune într-o carte sau într-un fel de ierbar, ceva la prezervat. Apoi, după ce 100 de pagini, 200 de pagini ai, stai și ăsta culege toate prostiile posibile, le aruncă și spune că nu mai are nevoie de ele și ești, stai, de ce? Și un personaj care stai și te gândești dacă nu e chiar diavolul sau e un personaj diavolesc așa care... Deci, ei ca grup sunt ca un grup de mercenari angajat să omoare niște indieni, un anumit tip de indian care nu știu exact ce au greșit ei guvernului SUA și numai că nu se limitează doar la asasina acest grup. Sunt multe conflicte de-a lungul cărții, mult sânge, și se povestește în detaliu anumite omoruri. Cumva stai și te gândești despre ce e vorba, despre ce vrea, care e până la urmă. Ce e cu grupul ăsta? Finalul e enigmatic, finalul e, nu știi exact ce, cum să, cum, ce să alegi, ce s-a întâmplat până la urmă. A murit băiatul, n-a murit băiatul, poate, dar iar vorbesc prea mult. The New York Times spune despre domnul McCarthy. Domnul McCarthy are un condei sudist cum rar am văzut. În stilul său se amestecă elocvența brutală, vorbirea frustă, ritmurile elaborate și o înnebunitoare acuratețe. Asta îmi place mie, trebuie să recunosc la cartea asta că pare realistă. Pare că în vremurile alea oamenii se mâncau și se omorau între ei de la tot felul de motive stupide. Și acum s-ar întâmpla asta, dar avem legi mai stricte în unele privințe și nu poți să o faci, nu ai un pistol. Dacă ai avea un pistol să te plimbi așa, probabil și noi am face prostii din asta. M-a tulburat cartea asta. M-a făcut să mă gândesc că poate cumva este o forță malefică care conduce Universul. Și noi, cu cât suntem mai maleficii, poate ajungem mai sus cumva pe scara socială. Nu știu. Dar te îți pune întrebări de genul, e foarte filozofică și nu te aștepți. Ai 50 de pagini în care se duc, se plimbă, se omoară cu indieni, terorizează un sat și apoi apare o parte filozofică și wow. Aha. Poate nu sunt un grup de oameni, poate sunt niște cavaleri ai apocalipsei. Începe prost, aș fi zis, după primele pagini eram, ce, fai, să nu fie o carte în asta plictisitoare, în care nu se întâmplă multă acțiune, dar nu fără niciun rost, în care nu exprimă nimic. Începe, poate de asta și începe așa, ca să te ducă într-o nuanță, ești acolo și îți creează iar așteptări false și e din ce în ce mai bun. Cred că pot zic, e una dintre puținele cărți care crește enorm. Crește din ce în ce, în ce, în ce, ești, ue, unde duci? Ce să vă zic, a apărut în 85, parcă v-am zis asta. I-aș da 4 stele. I-aș da 5, dar... Aș vrea mai mult substrat filozofic ca să-i dau 5 stele, să fie mai mult analizat, mai mult de analizat unele concepte. Îmi place că analizează ideea asta darwinistă de a ne omorâ unul pe altul, de a modul de a supraviețui, să mâncăm alte viețuitoare. Ca să supraviețuiești trebuie să omori animale, trebuie să mănânci chestii vii și nu știu cât de în regulă e treaba asta. Și cumva n-ai cum altfel, că asta e natura noastră și e făcut încât ca să poți trăi, trebuie să omori alte vieități.
Nu știu cât de în regulă e asta. Și îmi place că băiatul ăsta are vreo 15 ani când începe povestea, se termină că n-are el, nu știu, când e bătrân. Și te face să te gândești că probabil cum când ai 15-16 ani și ești extrem de idealist și vrei ca viața să fie bună și ajungi, oare și eu o să ajung așa și mulți oameni, toți o să ajungem la ideea asta de nihilist total pe la 50-60 de ani care nu mai crezi în nimic și vrei doar să mori și îți bei viața și doar trăiești așa ca o legumă? Sper să nu. Dar cumva, nu știu, cauți misterul Universului și nu-l găsești, poate nu este niciun mister. De, cartea asta mă face să mă întreb lucrurile astea și de asta e atât de bun. E... Dați-i o șansă. Ce aveți de pierdut? Atât a fost episodul. Seară bună. Ne mai auzim. Sper să vă placă să mă ascultați. Dacă vreți să... Dacă ați citit vreo carte din ce am prezentat, să vorbim despre cărți, dați-mi un mesaj. Sunt mare amator de citit. Ne auzim. Ești tot aici. Păi dacă tot ești aici, abonează-te, zic și eu. De ce nu?